Sperăm să ridicăm un semnal de alarmă, să-și dea seama lumea că ne privește pe toți această problemă, acest proiect de exploatare a roșiei montane. În primul rând ne afectează direct, pentru că suntem cel mai mare oraș aproape de Roșia Montană și, bineînțeles, cu satele din împrejurim, dar dacă este să lovească, ne lovește categoric. Noi personal, ca asociație, cu toate că astăzi suntem aici fiecare în nume propriu, ne gândim la partea de producție de hrană. Însă asta implică automat și tot ce ne înconjoară, tot mediul și aici ne afectează pe toți. Mă bucur că suntem aici în număr mare astăzi, sunt în afară pe lângă tineri și sunt oameni adulți, oameni mai în vârstă, pentru că au fost multe discuții în ceea ce privește prezența în număr mare a tinerilor la Cluj și mă bucur că încet se mișcă și tura. Bine, Turda, astăzi este un prim pas aici, vom continua până va fi nevoie, pentru că categoric trebuie să se înțeleagă că această exploatare murdară nu este în favoarea turdenilor, a clujenilor și a României în general.